Bună dimineața, bună dimineața, dragilor, bună dimineața la toată lumea. Este luni și am venit aici la căbănuță. Îmi beau și o cafeluță. Aici la aer curat. Foarte mișto. E o zi superbă. Numai că eu nu mă pot bucura prea mult de ziua asta superbă. Pentru că eu am venit aici la muncă. Nu am venit să stau. Da, ce frumos era aici, un grătar. Asta e. Ce aș vrea să mai adaug în acest vlog, în legătură cu ursul? Am văzut și eu vlogul lui. Era supărat că i-am desumflat roata. Și aș vrea să-i spun că îmi pare rău, ursul chiar îmi pare rău, că ți-am desumflat numai o roată. Trebuia să-ți desumflu toate roțile, ca să fii chiar supărat. Dar data viitoare stai liniștit că nu se mai întâmplă asta. Nu o să-ți mai desumflu o roată, o să le desumflu pe toate patru. Așa că nu mai fi supărat. E doar un aer în roți. Acum să ne apucăm și de treabă. Am dat și aici în baie, am dat plasa peste tot, tavan, plasă cu adeziv pe pereți, peste tot. Acum o să vină termoizolația pusă și aș vrea să răspund și eu la câteva comentarii în care mi s-a spus că nu se pune plasă pe rigips. Haideți să vă și arăt de ce am pus plasă pe rigips. Această căbănuță nu are fundație. Deci nu are fundație. Aici este un fel de șapă pusă cu fier prin ea, cu pietriș, cu toate alea pe pământ. Pământul, știți și dumneavoastră că se lasă. Se lasă, se mișcă. Și din cauza asta am pus plasă pe rigips să nu crape. De-aia am pus plasă pe rigips. Și dumneavoastră, dacă spuneți că nu se pune plasă pe rigips, eu zic că se pune. De ce ziceți dumneavoastră că nu se pune plasă pe rigips? Când pe rigips poți să faci orice, orice. Adică poți să pui o faianță, poți să faci orice. Dacă proprietarul asta a vrut plasă peste tot, că nu vrea să vadă crăpături, eu asta am făcut. Și vă asigur eu că se pune plasă și pe rigips. De ce să nu se pună? Nu se lipește sau? Eu zic că e bine ce am făcut. Când s-a început aici căbănuța asta, s-a turnat prima dată partea asta de aici. S-a turnat doar partea asta de aici. După aceea s-a turnat terasa. Da? Și s-au legat de șapa asta. Și uitați crăpătura. Da? Uitați că s-a distanțat. Doar s-au legat de ea. Atât. Deci asta a fost prima dată turnată și după aceea s-au legat cu terasă. Și uitați cum s-a lăsat. Se și vede crăpătura. Deci pentru asta am pus plasă peste tot. Înțelegeți? Dacă așa vrea proprietarul, așa fac. Nu-i problemă. Aici s-a turnat șapa, cum am zis, dar căderea acum e înspre ușă. Și când plouă, toată apa vine aici. Am eliberat aici, mai puțin acest dulopior, dar nu pot să le iau singur, să vină băieții să mă ajute. Și avem diferență de vreo 3 cm aproape. Aici avem 4 cm și jumătate. Aici
avem 5. Și aici, în spate, avem 7. Deci aici e cam mult de turnat. Am măturat, am curățat cât de cât. Bineînțeles că vine amorsată toată. Și după aia dăm cu șapă. Dar până atunci să pun ghidajele și aștept băieții să vină să mă ajute să o turnăm. Gata. Acum totul e pregătit pentru șapă. Am pus deja șinele. Intră ceva. Dar dacă așa vrea proprietarul, așa uite. Intră ceva. E destul de încărcat. Dar acum să vedem dacă vin băieții. Au zis că mai întârzie, dar eu nu mai stau decât o oră pe aici. O să-i las pe ei să toarne. Pentru că eu nu mai pot sta. Așa că îi las pe băi să toarne. Ce vreme frumoasă. Da. Și am ajuns în Los Angeles. Avem aici palmieri. Los Angeles de medinți. Ia uitați aici palmieri plantați. Bine, sunt puțin păliți, dar ce mai contează? Avem palmieri. He? Frumos? Păi da. Au venit și băieții, am lăsat acolo să toarne șapa. Eu n-am mai putut sta. N-am puțină treabă eu prin oraș și am lăsat acolo. N-am putut filma pentru că ei nu vor să fie filmați, nu vor să se vadă pe YouTube și pe asta. Și am lăsat acolo ca până mâine să tragă cât de cât șapa, să-mi pot face eu treaba mea. Este o agitație pe aici, prin Severin. Nu vezi unul să stea, numai mașini în continuu, peste tot, trebuie să fii atent. Mă uit la ei, circulă, unde s-o duce toată lumea asta, nu știu. Orașul e mic, agitație peste tot în Severinul ăsta. Nu mai vrea lumea să mai stea acasă. Filmez și schimb cu stânga. Foarte cald. Sunt 27 de grade acum. Și este ora 4:30 după amiază. Am ajuns și eu acasă și am întâmpinat pe acest specimen. Nu știu ce e, lipitoare, ce-o fi, nu știu ce. Max? Max? Așa te numești? Max? Mergem, papa? Mergem să ne plimbăm? Hm? Zi, mă! Punem lesa? Unde e Lisa? Du-te și caută Lisa, hai! Hai! Caută Lisa că mergem pe-a. Hai! Unde e? E acolo sus? Mergem pe-a? Vrei să mergem pe-a? Hai că mergem. Mergem, dar stai să facă tati un duș. Și după aia ieșim puțin, da?
Da? Dar ești cu minte până atunci, da? Ești cu minte. Ce, mă miroși? Nu fusese pe la alți căței. Da, tăi, că mergem, după ce fac duș, promit că mergem și ne plimbăm puțin, da? Mergem și ne plimbăm. Da? Ești supărat? Bine. Hai că mergem, va. Mergem după aia, da? Hai, pupă, tati. Adina s-a apucat aici de o salată cu rucola, roșii cherry, castraveciori, cum toacă ea acolo, n-ai treabă. Vezi, ai grijă cu unghiile, că e cam bine. Asta nu. Nu? Nu. Da? Bun. Avem aici cărnița la fiert. Mai are până fiert, da? Mai are, că sunt. Nu. Da, Giunici, tu ce vrei? Vrei să mergem, pa? Ha? Zi. Unde vrei să mergem? Eu vreau să plec și papa. Zi, mă, ceva. Zi. Nu, mă, să nu știu. E cu minte, mă. E cu minte, copil. Da, dragilor, cam atâta și noi. Să ne vorbim și la o măsucă. Să băgăm și noi la maț. Ăștia fierb așa, liniștite. Preparăm și salata. Usulei de măsline. Puțin piper. Nu, poți să pui mai mult, că mie îmi place piperul. Bine, că nu purge ca așa mult, dar hai, acolo câte puțină sare și puțin oțet. Și amestecăm și asta cea mai șmecheră sălățică. Am terminat și cu salata. Acum mai are puțin și cărnița. Ne punem și noi la masă. Mâncăm și noi ca doi porumbei. Da, dragilor, cam atât a fost și pentru mine ziua de azi. Știți cum este lunea, nu prea îți vine să te duci la muncă, dar n-ai ce să faci. Nu uitați să dați un like, un comentariu. Nu mă supăr, chiar dacă este un comentariu mai negativ, nu contează. Înțeleg că toți avem probleme. Vă pup, o seară frumoasă în continuare și sănătate maximă la toată lumea.